Într-un pas important spre îmbunătățirea calității învățământului, concursul de angajare pentru profesorii suplinitori necalificați din anul 2023 își deschide porțile astăzi pe 29 august. Concursul cuprinde două etape esențiale de evaluare, testarea scrisă și interviul. Pentru cei din orașul Călăraș, locul de desfășurare a examenului este Școala Gimnazială Mircea Vodă. Un aspect important al acestui concurs este cerința de a avea diplomă de bacalaureat pentru a putea participa. Aceasta asigură că numai cei cu un nivel minim de pregătire academică pot concura pentru pozițiile de profesori suplinitori. În final, concursul de angajare pentru profesori suplinitori necalificați din 2023 reprezintă o oportunitate semnificativă pentru toți cei pasionați de educație. Participanții au șansa de a contribui la formarea viitoarelor generații și la dezvoltarea sistemului de învățământ. Cum a fost examenul? A fost bine. Scria bine? Da, da. Subiecte ușoare? Pe subiect, da, da. Eminescu. Îmi place. Îmi plac poeziile lui Eminescu. Ce notă luați? Nu știu, sperăm la o notă mare. Cât de cât mai accesibil față de data trecută de la titularizare. Cum au fost subiectele? Ușoare, greuțe? Oarecum ușoare, oarecum ușoare. Când vine rezultatele? Cred că astă seară. Față de cele de data trecută pentru titularizare a fost mult mai simplu. Cum au fost subiectele? Accesibile. Destul de accesibile. Ne poți spune un subiect care te-a pus în dificultate? Cel competența am avut la matematică și explorarea mediului pentru clasa a doua. Ce notă crezi că vei lua? Sper că peste 5. Cum au fost subiectele? Ușoare. Ce v-a pus în dificultate? Nimic. Ce notă luați? 9. Față de anul anterior, cum a fost? N-am fost anul anterior. Foarte bine, deci foarte ușor a fost de data asta. Deci ușor decât în anii anteriori? Da, da, da. Te credeți că vezi la... Eu sper să am o notă puțin mai măricică, că, na...